Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici. Astăzi vreau să vorbim puțin despre turnament. Am descoperit o chestie super tare. Bine, nu prea mai am pe cine să bat, pe care să pot să bat. Dacă mă uit cu atenție, poate pe ăsta. Ok, ce vreau să vă spun în primul rând? Foarte, foarte, foarte tare e Blood Mage-ul. Cum îl cheamă? Blood Mage. De la Arcanon Undead. Excepțional de bună echipă am făcut cu el. Și cu tankul. Nu știu cum îl cheamă. Dar oricum, ambii sunt excelenți în echipa mea. Cel puțin pentru un mid-level, îi excepțional. Blood Mage-ul nu lasă să se vindece, are un spell care oprește chestia asta, are o grămadă de spell-uri foarte faine, dar asta e principalul și foarte bine face echipă cu tankul. Urmează în locul lui Silver Moon, cel de-al treilea healer al meu, să încerc cu Arcanon Shadow, cred că se numește. Stai să mă gândesc ce e ăla. E rogul. Și el poate să oprească, să nu primească heal cineva 2 sau 3 ture. Am crescut să vă zic echipa mea, deci m-am zis, e de ceva de mid level. Am crescut-o pe Lucky cât am putut de mult, pentru că, după cum vedeți, toți încearcă să dea în Lucky, ca să-i mai dau perioade de respiro. Tankul, am crescut următorul pe care l-am crescut e tankul și apoi pe Blood Mage-ul ca să dea damage. Deci ăștia sunt principalii. Azrael nu o lasă pe Lucky să moară. Azot, am schimbat strategia, acum am pus ținta pe, pentru că nu, pur și simplu nu mergea, am pus ținta pe tank. O să pic întâi tankul. Vedeți, nici măcar are și o are și pe Swamp Killer și nu poate să-mi facă nimic din cauza că atât de tare este Lucky și trece mereu tauntul de la Lucky. Bine, Lucky nu are taunt, dar practic toți dau pe Lucky pentru că așa e inteligența artificială, încearcă să ucidă întâi healerul care poate să dea resurrect. Eu acum nu mă mai duc pe tank pentru că știu că după 2 ture moare și urmează să pic heal-ul, apoi pe mai că mi-o pică pe Lucky. Oricum, n-au nicio șansă pentru că am de la Azrael, nu știu cum o cheamă, salvează un erou timp de 2 ture și numai bine trece pe tank. La tank am crescut doar abilitatea la 7, abilitatea de taunt, ca să aibă cooldown mai mic. La Lucky am crescut ambele, specialele 2 și 3, să zicem așa, sau 1 și 2, că prima e basic attack. La Azrael i-am crescut să țină mai multe ture pasiva, parcă, bine, și heal-urile. Și la Blood Mage aproape tot am crescut, pentru că nici nu prea mai am timp. Nu, cred că n-a fost bine că am început să dau pe Swamp Killer, n-are niciun rost să dau pe Swamp Killer, trebuie să o las la urmă, pentru că are foarte mare dodge și câteodată nu se prinde de ea spell-ul de la Blood Mage, așa că degeaba dau în ea că își ia heal. Dar o să pic ușor al doilea heal, n-am cum să pierd runda asta, nu cred că am cum. Și acum pe Azrael. De obicei las healerii la urmă, pentru că fiind în turneu prelungesc lupta și atunci își pot da eroii mei, ia să vedeți aici, pot da heal.
și pot intra în următoarea luptă cu viață aproape plină. N-are nicio șansă, 19 secunde mai erau, dar mai mult am vorbit, n-am fost foarte atent. O să vă mai arăt o șmecherie pe care nu v-am arătat-o data trecută. Vedeți, cel de pe locul 2 foarte tare se chinuie să mă ajungă, dar n-are nicio șansă, mai sunt 8 minute, n-are nici măcar o șansă. Vedeți, sunt unii care au lăsat un singur erou pentru ca cei care îi bat să nu ia foarte multe puncte de la ei. Am ceva probleme câteodată când este, cum o cheamă, în anumite echipe sucubusul, dar pot să le bat pe toate dacă sunt foarte atent. Cel puțin 90% din turneul ăsta pot să bat fără probleme cu echipa asta extraordinar și n-am făcut nici măcar o șmecherie cu ea. Ok, haideți să vă arăt ce puteți să faceți. De obicei, să zicem că Lucky și tankul Arcanon Guard, Arcanon, cum o chema, să zicem că ei au probleme, intrați, lăsați doar pe ei pentru că ceilalți poți să dea și nu poți să dai neapărat cu un heal sau cu ceva, cu un skip, și pur și simplu healerim tot, vedeți, dați toate cooldown-urile, toate de heal, pentru că ele vor intra, oricum vor intra în, se resetează cooldown-urile, rămâne viața scăzută, dar se resetează cooldown-urile. Și la următoarea vă puneți pur și simplu toată echipa. N-are rost să mai schimb nimic, n-are rost să mai fac nimic, e imposibil să mă întreacă, nu are absolut nimic ce să facă în 7 minute, n-am cum să nu iau, vedeți, el m-a bătut de fiecare dată, nu știu dacă l-am bătut vreodată pe Min, dar are o echipă foarte bună, ce să zic, eroi excepțional, dar nu are nicio șansă împotriva mea. Și dacă ne uităm puțin, ia uitați la squad power cât am eu, 14.000 și el are 35.000. Deci sunt toți de pe primele locuri, au făcut șmecheria. În afară de mine, vedeți? Eu n-am făcut șmecheria aia să îmi fac upgrade la sfârșit. Pur și simplu, eu am 14.000, am o echipă foarte slabă. Că n-am pus toți. Da. Ia să vedem dacă îmi pun toată echipa. Ce se întâmplă? Îmi scrie 32.000. 32.000 și el cât are? Ia zi, 35, 33, 32. Ok. A fost din cauza chestia aia. Oricum, sper să vă ajute foarte mult chestia asta. V-am zis, m-a ajutat enorm. Blood Mage-ul e un caracter excepțional. Nu știu dacă, cu siguranță îl foloseau playerii super șmecheri dacă era foarte, foarte bun, dar și pentru high level, dar pentru mid level și așa de ușor de luat, incredibil. Da, Arcanon Axe Thrower, nu, Arcanon Shadow, ăsta mai urmează să-l pun, are a power that forbids healing of the target for 2 turns, deci 2 ture forbids healing, deci numai bine se va completa cu celălalt și azi vedem scade ability cooldown. Effect duration, crește la 3 ture. Super. Și asta la alt, din câte țin minte, attack that decrease their accuracy for 50% for 2 turns. Deci poate să dea miss timp de 2 ture. Asta e de dat pe DPS, pe damage puternici. Ability cooldown basic, da, scade la 3 ture. Sau deja îi. Ok, și haideți să ne uităm puțin și la Blood Mage. Blood Mage-ul e pur și simplu incredibil. Arcanon Shadow e mai greu de luat, îl găsiți doar la arene și la clan. De asta nu-l am eu. Ia să vedem acum, pot să-l iau de la arene și am cu ce. Da? Când o să mai fac încă o steluță, o să intre în echipă în locul lui Silvermoon. Dar Silvermoon deja are efect foarte fain. Ia, să vedem aici, al doilea și al treilea sunt la 7. Asta ce face? Decrease damage from more enemies. Ok. Și deals damage to enemies with a 30 chance to increase the duration of așa. Lowers damage deal by enemy by 6. The effect does not stack. Asta. Increase the base stats of allies by 13%. Nu, ce naiba. Deals damage for așa, enemies affected by disability will take damage instead of healing. Deci nu oprește healing-ul. Loc de healing, iau damage.
super tare. The effect does not stack. Any healing does... Așa, nu. Asta ce mai poate face? The effect does not stack. Lowers damage dealt by enemies by 26%. Da, nu mai știu. Mai era o chestie care... cred că la celălalt. Oricum, se îmbină, sunt foarte tari ăștia de la Archeon pentru mid-range, pentru mid-level mid-range. Sunt super tari și găsiți în Tomb of Horrors pe amândoi. Trebuie să fac și Tomb of Horrors. Blood Mage și Archeon Guard. Pe amândoi îi găsiți țuții. Plus healerii, ați văzut, bineînțeles, Lucky și cu Azuriel, îs meta. Bine, și Xart e foarte tare, dar am decis să mă focusez pe altceva. Prieteni, sper că v-a ajutat, sper că v-a plăcut. Nu uitați, bineînțeles, de subscribe. Dacă mai aveți filme cu Age of Magic, nu ezitați să dați, să-mi spuneți mai jos. Nici nu știu cum să-l opresc, nu mai țin minte. Așa.